Nu degeaba a fost campion european, gimnasta Ștefania Stănil a făcut spectacol la Survivor România. Show-ul continuă la ProTV azi de la 20:30. Ștefania Stănil a fost impecabilă pe traseu. Le-a adus două puncte faimoșilor, iar bucuria a fost pe măsură. Acolo este liniștea ta la gimnastică, acolo te simți cel mai bine. Sunt foarte, foarte, foarte mândră de mine și de toată echipa. În schimb, Iftimoaie a pierdut ambele dueluri. Chiar dacă eu nu am adus punct, echipa a câștigat și culmea, din echipa asta frumoasă fac parte și eu. Acum un an, Drăgulescu era în Dominicană. Acum nu ratează niciun episod din Survivor. E foarte frumos, cu popcorn în brațe, cu mâncare lângă tine, cu căldură, pe canapea, pe o saltea moale. Da, e frumos să te uiți așa din afară. Mă uitam așa, ca un cunoscător fin, așa, când am intrat în junglă, cum spărgeau ei cocosul, păi verzi și aia nu-s buni. Trăiești doar cu orez și cocos. Greu, greu. Cred că nici acum nu mi-am revenit total din punct de vedere alimentar.